care au venit tot directul în biserică. Bine l-am găsit la familia Oradea, familia care l-a debutat pe Eminescu, familia care este cu 2 ani mai bătrână decât Covărbii de Ară. Revista care a fost până pe chelie cu Covărbii de Ară, Iosif Buscan, participat la ședințe de jurii care era București, unde l-a reîntâlnit pe Eminescu și a dat o serie de poeme pe care le-a publicat în familie. Cât mi s-a părut firesc și normal să marcăm cei 150 de ani și la revista Familia, la ora. Așa cum am avut oaspeți când am marcat cei 150 de ani la Iași, am zis să venim și noi la ora de la Iosif Vulcan la casă și la Ioan Moldovan și Trăiaște. Filmul este mai mult decât lăbuitor privind traseul Covărbirii de Ară, cei 150 de ani. Revista Covărbirii a fost creația societății judine, societate care a apărut la sfârșitul de 1863, 1864. Noi am marcat acest eveniment, nașterea societății judine, în revista Covărbirii de Ară, la vremea respectivă, cei 150 de ani de judine. De păcate, numai noi am făcut treaba asta. Acum văd că, ca tot noi facem și cei 150 de ani de Covărbirii. Înțeles că marcăm și 100 de ani de la dispariția lui Maiorescu, dar noi despre Maiorescu cu Covărbirii tot timpul ne preocupăm, așa că noi nu transferăm tot într-un element taxat numai pe Maiorescu. Maiorescu a fost și este foarte important pentru cultura națională, dar fără Covărbirii literare, probabil că n-a fost Maiorescu, asta o știm cu toți. În 1865, în legiuții scriară în Bolache, povestindu-i că s-a întâlnit Comitetul Vechi al Juriei pentru a discuta ce avea de făcut, pentru că aveau o tipografie, aveau toate posibilitățile de a crea o instituție tipografică și între cele propuse de Comitetul Vechi al Juriei, legiuții propune înființarea unei reviste a Juriei în 1865. Și tot el primisește lui Polache că de motive binecuvântate s-a amânat pentru 1866. S-a amânat până în 1867 când Maiorescu binecuvântunea la Jurima, la Sărcerea Jurima, să hai să scoatem o foaie a Jurimei, mă rog, toată lumea e de acord, știți povestea la aia, să vă și contextul cu denunții pe care vă vorbim și așa de mare. Adevărul că alegea Leguții ca șef al Covărbirii de Ară a fost cea mai inspirată alegere, pentru că el, într-adevăr, și-a sacrificat viața pentru revista Covărbirii de Ară. Fără el, probabil că revista a fi murit mult mai repede, așa a impus un spirit covărbirist care s-a transmis până azi. Se covărbirii, dar eu să vin povestesc că au fost probleme de aici. Aș vrea să vedem o anumită ideea continuității. Dacă vă aduceți aminte, în articolul de program, la final scriu cei doi autori, Leguțiu și Maiorescu, că va apărea foaia Covărbirii de Ară, foaia Jurime, după formatul stinsei reviste România Interară. România Interară, revista lui Vasile Alexandrescu, asta la 1855, și care a trăit cam un an și ceva, acolo s-a afirmat spiritul critic prin la Recursul. Mai înainte de asta a apărut revista Propășire, deci Propășirea are având același format preluat de România Literară, care va fi preluat de Covărbirii de Ară. Deci o dovadă a unei continuități evidente și ca format. Iar noi, la rândul nostru, mă rog că l-am preluat revista, le-am impus să continuăm mai ales direcția primei serii a revistei Covărbirii de Ară și sperăm că am reușit. Este după formatul primei serii, pentru că în momentul când s-a mutat la București, revista n-a mai apărut în formatul care era la Iași, până în 1985. Chestiunea este că deci revista a reușit a fost o creatoare de conștiință națională și ceea ce este mai important, a dat direcția culturii naturală. Lucruri care știți foarte bine și dumneavoastră. Ce este de interes, faptul că revista timpului Iacob Drăguțe a debutat cu 300 de exemplare, apărea 300 de exemplare la terminarea mandatului, să spun așa, lui Iacob
decât revista ajunsese la tirajul astronomic de 100 de exemplare. Deci cu acest tiraj am reușit să impună direcția cultura națională, direcția estetică și națională în același timp. Astăzi revista Convivita apare într-o 1000 de exemplare. Mi se pare mai mult decât suficient. E important de ce citește revista, nu numărul de exemplare. Noi sperăm să atragem în continuare și să menținem nivelul revistei. Este o revistă deschisă, avem, dacă le-am gândit mai la faptul că în curierul de ambă secție, aproape în fiecare lumă, deputăm o târă sau doi. Ceea ce nu cam toate revistele fac cum facem noi. N-aș vrea să vă țin o discurs pe anul despre Covid-a, mai ales că sunt lucruri care le știți și vreau să foarte bine și aș prefera eventual să avem un dialog cu sala. Dacă aveți întrebări să vă răspund, o să rog și pe Marius Chiar, colegul de redacție, să intervine. La fel o să încerc să nu repet lucruri pe care le-ați văzut în film sau lucrări cunoscute și de aceea o să plec de la două chestiuni pe care le-am urmărit în mod special. M-a interesat, dincolo de aportul convorbirilor și al convorbiriștilor la cultura română cel cunoscut, și viziunea pe care o aveau ei în contextul în care noi eram încă parte sau sub suzeranitatea porții otomane, dar privirile lor erau îndreptate către Occident. Felul în care înțelegeau ei și ce se întâmpla atunci și ce trendurile pe care se puteau prevedea. Să vă dau doar două, trei exemple. Sigur, ei nu și-au publicat, cum știți, în convorbiri chestiunile legate de politică și de viziune politică sau diplomatică. Dar asta nu înseamnă că nu înțelegeau exact pe ce lume trăiesc. Pe Epifan Alexandrie, întorcându-se de la, plecând de la, din Constantinopol spre Crimea, îi scria lui Ion Ghica un lucru pe care puțin diplomați de la vremea aceea l-au înțeles. Ce uite, aici, în Crâm, se află viitorul nației noastre. Ce se va întâmpla aici, se va repercuta mai departe, spunea Alexandrie, nu citez exact cuvintele lui, se va repercuta mai târziu asupra felului în care noi vom putea să ne dobândim independența. La fel, să amintim maniera în care Eminescu a văzut cum se va întâmpla de pildă relația noastră, cum va fi relația noastră cu rușii și în ce fel vor urmări ei în continuare și Crimea, și gurile Dunării și așa mai departe. Și vedeți cât de actuale sunt toate aceste lucruri. În afară de aceasta, am căutat să văd cum s-au văzut și în paginile convorbirilor aceste preocupări legate de relația cu Orient. Și aici, studiind numai primii 10 ani, ca să nu vă plictisesc, am găsit de pildă la Iacob Negruții trei poeme intitulate Caher, Mervan și Yazid. Sunt trei nume de califi arabi din diverse dinastii. Sau Titu Maiorescu, care a tradus la noi în Principate, sigur, pe filieră germană, spuneam și la Timișoara după Grizebach, din proza chineză. Sau, și așa mai departe, sunt foarte multe asemenea lucruri. Alexandrie avea și piese, pagini de dramaturgie cu teme specific otomane, dacă vreți. Deci, lucrurile acestea le regăsiți în paginile convorbirilor literare, dar mai ales vedem foarte clar contextul european în care se plasează revista, prin traducerile, prin articolele și prin studiile care se publicau. Era o atmosferă interesantă pentru că tot timpul erau acuze, puteau aceste acuze de cosmopolitism și de, dacă vreți, spaima de imitațiune, cum spunea Cogălăceanu în programul la Dacia Literară și care s-a moștenit și îl moștenim și astăzi și s-a tot discutat și răzdiscutat. Și atunci, fără a fi declarat într-un program specific, o să găsiți. Eu am făcut și o radiografie să văd ce anume s-a publicat în primii 10 ani în convorbiri. Sunt studii despre românii din jurul țării noastre. Sunt studii despre influența limbajului austriac și a culturii austriece în România. Este un studiu al lui Eminescu. Sunt studii despre maghiar. Sunt studii despre limbile din jurul nostru. Dar sunt și traduceri foarte multe. Veți regăsi din clasicii greci, din clasicii latini, din poeții germani, din poeții italieni, din poeții francezi, nume foarte importante. Mă opresc numai la două. De pildă, în aprilie 1870, Vasile Cogor, publicat din Baudelaire. Spuneam și la Timișoara, și repet acest lucru, pentru că sunt colegi care ne-au ascultat și acolo, despre faptul că în acea vreme Baudelaire nu prea era prizat nici în Franța. Era considerat, sigur, un poet de talent, dar era și judecat în fel și fel de procese și cu tot felul de discuții.
Deci a apărut în 1870 în România. Un alt nume asupra căruia vreau să vă rețin atenția, a fost în 1873, cunoașteți numele în jurul căruia a ieșit atâta discuție, Sully Prudhomme. De ce a luat el premiul Nobel, primul premiu Nobel și nu l-a luat Tolstoi și așa mai departe. Interesant este că el a apărut în limba română în 1873. Sigur, lista este imensă. Vă spun, dacă faceți o, așa, o trecere în revistă, vedeți că toate marile nume ale literaturii europene, clasice și contemporane, aproape că se regăsesc, ba mai mult, regăsim de pildă și de peste oceane. Este tradus un Bret Hart din California și așa mai departe. Deci, ce am vrut să arăt prin acest lucru? Nici atunci și nici acum noi încercăm să nu facem acest lucru, Convorbirile nu erau o revistă localistă. Întemeietorii, cei care lucrau la Convorbiri Literare, aveau o viziune, i-aș spune, geoculturală foarte complexă. Proiectul de țară pe care l-au propus nu era unul care viza strict cultura națională închisă între niște granițe sau, dacă vreți, în granițele unui județ sau unei regiuni ca Moldova. Nu. Era o revistă europeană, iar noi astăzi încercăm, prin ceea ce facem, să avem, dacă vreți, avem actualitatea de la Paris, avem corespondenți din Statele Unite, avem colaboratori mai decât toate continentele. Pentru că identitatea este foarte importantă, dar această identitate trebuie să fie vizibilă în contextul internațional. Cam aceasta credem noi că a fost și viziunea întemeitorilor, iar noi ne străduim să o ducem mai departe. Vă mulțumim!